La data de 12 martie, procurorii DIICOT au dispus reținerea a 11 inculpați, dintre care unul minor și măsura controlului judiciar față de alți 16, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional, trafic de migranți, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare și părăsirea locului accidentului. Ancheta a stabilit că membrii grupului infracțional, sprijiniți și de alți inculpați, au organizat transporturile de migranți prin procurarea de auto-utilitare, recrutarea de șoferi atât pentru aceste autovehicule, cât și pentru cele folosite ca antemergători, transportarea migranților pe distanțe lungi cu autovehicule pentru mărfuri ori de capacitate mică în care introduceau mult mai multe persoane decât numărul de locuri prevăzut, punându-le permanent viața în pericol. O astfel de situație a fost înregistrată când unul dintre inculpați, în timp ce conducea un autoturism în care se aflau 17 migranți, a încercat să evite echipajele de poliție mărind viteza de deplasare, moment în care a pierdut controlul volanului, provocând un accident soldat cu rănirea mai multor pasageri. Dintr-un singur transport de aproximativ 30 de migranți, grupul infracțional organizat obținea sume situate între 120.000 și 150.000 de euro. În urma celor 33 de percheziții domiciliare efectuate, au fost identificate și ridicate sumele de 32.000 de euro, 75.000 de lei, 7.500 de lire sterline, 3 arme letale supuse autorizării, pașapoarte, telefoane mobile, medii de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, au fost ridicate 7 autoturisme, urmând a fi indisponibilizate prin măsura sechestrului asigurător. În cursul zilei de 13 martie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a 10 inculpați și măsura arestului la domiciliu a inculpatului minor.